se aflau în sinagogă aveau privirile stironite înspre el. Știu să cred și cred din toată inima că în seara aceasta și nu numai, și înainte de a veni aici, avem ochii ațintiți spre el. Cine își îndreaptă privirile spre el se luminează de bucurie. Și în seara aceasta eu cred că o să fiți foarte atent la cuvântul Domnului. Și o să-l sorbiți. O să fiți atât de atenți încât după ce ajungeți acasă, o să luați scripturile și să vedeți dacă ceea ce ați auzit și ceea ce o să auziți aici o să fie adevărat. Am zis bine? Frate Nicolae, am zis bine? Cei care erau acolo în preajma și în fața Domnului Iisus aveau ochii pironiți spre El. Erau foarte curioși să vadă ce le va spune Domnul Iisus. În seara aceasta, tu și eu suntem atât de atenți la cuvântul acesta, care era Domnul Iisus în fața lor, în satul lui acolo, în Nazaret. Și ei erau atât de curioși să vadă că tot ce au auzit despre El, va face și acolo. Domnul Iisus le cunoștea inima. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne cunoaște. Ne cunoaște gândurile mai înainte de a le spune noi, de a le transforma în vorbe. El ne știe atât de bine. În seara aceasta aș vrea, înainte de a ne pleca noi, înainte de a ne duce în rugăciune să ne mărturisim la noi, înaintea Lui, aș vrea să ne facem un proces de conștiință, aș vrea să ne întrebăm noi înșine, eu pe mine, dumneata pe dumneata. Ești înaintea acestui cuvânt. Ești înaintea acestui Domn Iisus, care a fost atunci. El este și acum în adunare din Luca de Bor. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și este prezent prin cei prezenți. Adică El este în fiecare dintre noi. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Ca să ales în seara aceasta să fiți în locul acesta la închinare și încă o dată să experimentați câteva clipe de cer, câteva clipe împreună unii cu alții și toți împreună cu El aici la închinare. Domnul să vă binecuvânteze. Îi spune cuvântul Domnului mai departe. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile sprijinite spre El. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura Lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis, fără îndoială îmi veți zice, zica la aceea: doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice, fă și aici în patria ta tot ce ai auzit, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie, 3 ani și 6 luni, când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși, Ilie n-a fost trimis la nici una din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel, pe vremea prorocului Elisei. Și totuși, nici unul din ei n-a fost curățat afară de Naaman sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Amin. Noi, când vom auzi cuvântul Domnului Iisus în seara aceasta, cred că, spre deosebire de cei din Nazaret, ne vom umplea inimile de bucurie. Pentru că Domnul Iisus, Dumnezeu a folosit un popor să ne dea nouă de exemplu. Noi știm foarte bine că s-a îndurat Dumnezeu cu tot harul și cu tot planul de salvare pentru noi și ni l-a dăruit, a folosit oameni, a folosit națiuni, a folosit însăși poporul Lui pentru ca să ne dea de exemplu. Domnul să ne binecuvinteze în seara aceasta și să ne deschidă inimile în așa fel ca cuvântul Lui să pătrundă și să rămână și să găsească teren fertil în fiecare dintre noi. Domnul să ne pregătească inimile pentru cuvântul Său și rugăciunea aceasta pe care o facem va fi o rugăciune de mărturisire și totodată îl vom ruga pe Domnul să se ocupe de fiecare inimă, fiecare în dreptul Lui, să îl roage pe Domnul să-i dea o inimă bună, o inimă nouă, ca cuvântul Lui
să găsească umezală, să găsească teren bun și să rămână, să prindă rădăcină și să aducă rod la timpul potrivit. Din poziția din care suntem, ne plecăm pe genunchi și facem această rugăciune ca Domnul să ne plecească inimile. Amin.